Harry Potter și Camera Secretelor de J.K. Rowling Harry Potter era un vrăjitor. Un vrăjitor care tocmai terminase primul an de studii la școala pentru vrăjitoare și vrăjitori Hogwarts. Și dacă familiei Dursley nu-i convenea că Harry venise să-și petreacă vacanța la ei, lui Harry, cu atât mai abitir, nu-i convenea. Așa de dor era de Hogwarts, că tot timpul avea impresia că-l doare burta, îi lipsau castelul, cu coridoarele lui secrete și cu stafii, lecțiile, poate nu și cele cu Snape, profesorul de filtre și elixire, mesajele aduse de bufnițe, banchetele din sala mare de festivități, îi era dor să doarmă în patul lui cu Baldachin din dormitorul din turn, îi era dor de vizitele pe care îi le făcea lui Hagrid, paznicul domeniului, în coliba lui din apropiere de pădurea interzisă și mai ales îi era dor de. Quidditch, sportul cel mai popular din lumea vrăjitorilor. Șase porți înalte, patru mingi spurătoare și 14 jucători călare pe cos de mătură. Din clipa în care Harry ajunsese acasă, unchiul Vernon îi încuiase într-o debaradă de sub scară toate manualele de farmece și vrăji, bagheta magică, mantia, cazanul, dar și mătura lui Nimbus 2000 de ultimă generație. Ce le păsa celor din familia Dursley că dacă nu exersa toată vara, Harry și-ar fi putut pierde locul în echipa lui de Quidditch? ce îi durea pe ei că Harry se întorcea la școală fără nicio temă făcută? Familia Dursley făcea parte dintre cei numiți de vrăjitori Magiami, adică cei care nu aveau niciun strop de sânge magic în vene. Din punctul lor de vedere, o rușine mai mare decât să aibă un vrăjitor în familie nu era cu putința. Unchiul Vernon o încuiase și pe bufnița lui Harry, pe Hedwiga, în colivia ei ca nu cumva să ducă vreun mesaj cuiva din lumea vrăjitorilor. Nici fizic, Harry nu aducea cu restul familiei. Unchiul Vernon era un tip masiv, fără gât și cu o mustață neagră enormă. Mătușa Petunia avea o mutră ca de cal și era aciolănoasă. Dudley era blond, avea pielea rozalie și îi semăna cu un porc. Spre deosebire de ei, Harry era mărunțel și slăbuț, avea niște ochi de un verde intens și un păr negru tăciune veșnic spurlit. Purta niște ochelari cu rame rotunde, iar pe frunte avea o cicatrice subțire care parcă înfățișa un fulger. Tocmai prin cicatricea aceea ieșa Harry în evidență, chiar și printre vrăjitori. Cicatricea era unicul amănunt care amintea de trecutul misterios al lui Harry și de motivul pentru care, cu 11 ani mai înainte, fusese lăsat pe treptele casei familiei Dursley. Harry avea doar un an când supraviețuise, nu se știe cum, atacului celui mai puternic vrăjitor de magie neagră din toate timpurile, Lordul Voldemort, un nume pe care majoritatea vrăjitorilor și vrăjitoarelor încă se fereau să-l rostească. Părinții lui Harry însă își pierduseră viața în urma acelui atac. Harry a scăpat rămânând doar cu semnul acela în formă de fulger. Dar din clipa în care nu izbutise să-i facă de petrecania lui Harry, cumva, nimeni nu înțelegea cum anume, puterea lui Voldemort se topise. Așa ajunsese Harry să fie crescut de soții Dursley, adică de sora răposatei lui mame și de soțul acesteia. Timp de 10 ani de zile cât a trăit împreună cu familia Dursley, nu a reușit să priceapă de ce, fără să vrea, făcea tot timpul niște lucruri stranii și a crezut povestea pe care i-o spusese răsoții Dursley și anume că rămăsese cu cicatricea aceea în urma unui accident de mașină în care muriseră părinții lui. Pentru ca după aceea, fix cu un an de zile în urmă, Harry să primească o scrisoare de la Hogwarts și, brusc, întreaga poveste să iasă la iveală. Harry și-a ocupat locul la școala de vrăjitor, unde și el și cicatricea lui erau deja faimoși. Dar acum anul școlar se sfârșise și Harry se afla din nou în casa familiei Dursley, unde urma să rămână până la sfârșitul verii. Și, din nou, era tratat ca o potaie care tocmai s-a tăvălit prin ceva rău mirositor. Familia Dursley nu-și amintise nici măcar că astăzi Harry împlinea 12 ani. Bineînțeles că nici el nu-și făcuse iluzii în privința asta, fiindcă nu primise de la ei niciodată vreun cadou adevărat. Să-i facă un tort, nici nu se punea problema. Dar chiar să uite cu totul de ziua lui... A ascultat un fragment din Harry Potter și Camera Secretelor de J.K. Rowling în lectura Adrianei Moca. Cel de-al doilea volum al seriei Harry Potter a apărut la editura Arthur și în ediția ilustrată de Jim Kay în traducerea Tatianei Dragomir.